Trei tineri au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț după ce au fost victimele unui accident rutier pe strada Ștefan cel Mare. Martorii susțin că în zonă întrecerile între șoferi sunt ceva normal după căderea întunericului din cauza drumului bun și a lipsei traficului rutier. Nici frunzii nu sunt ca să derapeze, nici gheață nu, nici nu. Deci eu o umezeală, mă rog, o leacă de viteză avea, că n-am radar eu ca să spun cât aveam, dar ceva s-a întâmplat, nu-i din asta. Nu-i din... Păi, o altă umezeală nu-i. Trebuie să fie gras pământul, să aibă frunze, să aibă ceva, ceea ce nu-i caz. Trebuie bici sunt. Încetul nu mergea, ca pe Ștefan cel Mare e concurs. Acum 15 ani era bine când erau grob, nu mergea lumea cu viteză. Mie mi-au omorât 3 pisoi aici, în decursul timpului. Adică treceau strada și o omorât, nu? Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului rezultă că în timp ce un tânăr de 18 ani din Piatra Neamț conducea un autoturism marca Honda pe strada Ștefan cel Mare, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile unui carosabil umed și a pierdut controlul asupra direcției de mers. Autoturismul a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal cu un altul, care circula din sensul opus. În urma impactului frontal a rezultat rănirea pasagerei din autoturismul marca Honda și a celor doi conducători auto. Aceștia au fost testați alcool scopic, rezultatul fiind negativ pentru tânărul de 18 ani și pozitiv pentru conducătorul autoturismului marca Renault, un bărbat de 46 de ani din Piatra Neamț. Polițiștii continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.